Slăvit să fie Domnul! Amin. Din 1 Corinteni, din capitolul 12, aș vrea să împărtășim în seara aceasta o temă care este benefică, mă gândesc, fiecăruia dintre noi, și anume șase pericole ce ne urmăresc în cadrul exercitării darurilor Duhului Sfânt. Desigur, sunt mai multe, dar eu am ales 6 pericole și primul pericol pe care îl amintesc, fraților și surori, și poate e cel mai cuprinzător, se află scris în capitolul 12, chiar la versetul 1, și anume pericolul absenței cunoașterii. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Fraților și surorilor, ca să putem să exercităm prin Duhul lui Dumnezeu un dar spiritual, să fie folositor, așa cum cere Scriptura, poporului Domnului, noi trebuie în primul și în primul rând să cunoaștem ceea ce trebuie să cunoaștem și vom vedea imediat despre ce este vorba. Dacă ești proroc, uitați-vă ce spune aici, versetul 8, 9, 10, s-au amintit, s-au citit. Poate că Dumnezeu ți-a dat un dar de înțelepciune, poate ți-a dat o cunoștință, poate ți-a dat credință, poate ți-a dat o putere deosebită ca să te duci și să crezi pentru cineva că Domnul va vindeca. Poate că ți-a dat Dumnezeu un alt dar. La fratele Iacob Șumandia din Cluj, la bătrânul bisericii noastre, s-a dus un tânăr și i-a spus, zice, frate, am venit la tine să te rogi pentru mine că Domnul, zice, să-mi dea dar de prorocie, dar de credință, dar de minuni. S-a uitat fratele la el și a zis, mă, dar nu cer prea mult, nu cer prea mult. Nu, frate, zice, am venit să te rogi, roagă-te, zice, puneți mâinile peste mine că vreau ca Domnul să mi le dea astea. Fratele Iacob arăta în ziua aceea un pic cam jalnic, pentru că era în vârstă, trecuse de 90 de ani și a fost prin grădină și nu vedea tare bine cu ochii. Și a călcat din greșeală pe o greblă cu piciorul și grebla s-a întors și l-a lovit peste nas. Avea un nas umflat și a zis, mă, tinere, eu mă rog pentru tine să-ți dea Domnul daruri, dar dacă nu le știi folosi, o să ajungi ca mine, uite cum arăt. Așa o să ajungi și tu. Vedeți? Aici, în cadrul darurilor, fraților și surori, trebuie să cunoaștem, să știm, să știm. Vedeți ce spune apostolul Pavel? În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Și imediat, prin Duhul Sfânt, Pavel aduce o cunoștință aici și explică ce înseamnă darurile duhovnicești. Și uitați-vă, fraților și surori, ce trebuie până la urmă să cunoască un om care a fost binecuvântat de Domnul cu un dar. Nu există în biserică om care să nu fi primit măcar un dar de la Domnul. Măcar un dar, fraților. Și vreau să vă spun că aici apostolul Pavel ne arată o listă de daruri și sunt minunate acestea. Dar un frate din preajma, din zona Aradului, se ruga odată și spunea, Doamne, te rog frumos, dă-mi și mie un dar. Și într-o noapte a avut un vis. Și în vis i s-a spus, știi care e darul tău? Nu știu, Doamne. Ia citește, i-a zis Domnul, în Romani, în capitolul 12, versetul 7 și versetul 8. Acolo se ascund darurile tale. Și băiatul ăsta de la Arad voia dar de prorocie, pentru că era conducător de adunare și se gândea el că ar vrea să aibă un dar mai special ca să poată ajuta biserica cu darul lui. Și minunat când avem oameni care conduc și au dar de prorocie sau de cunoștință. Dar uite ce a zis Duhul Sfânt. Și el a fost foarte curios și s-a trezit din somnul lui și a citit în Biblie. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. El era conducător și Domnul i-a zis, ține-te de slujba ce ți-am dat-o. Apoi, cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Uite, ți-am dat și darul acesta de a învăța pe alții. Dar fii atent, ține-te tu de învățătura ce o dai altora. Nu numai să le spui, faceți, faceți și tu să nu faci, că atunci ești fariseu. Apoi versetul 8. Uitați-vă, darurile astea, fraților și surorilor, puțini aleargă după ele. Uitați-vă, darul îmbărbătării. Cine l-are, foarte puțini l-au și mare nevoie, mai ales în perioada aceasta în care diavolul lovește atâtea familii, atâția oameni loviți, atâția necăjiți, atâția amărâți. Și să vină cineva, uitați-vă, versetul 8, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Doamne, ajută-ne! Și apoi mai spune și celelalte. Dar vreau să mă întorc la tema noastră. 6 pericole din cadrul darurilor duhovnicești. Pericolul absenței, să nu am cunoaștere. Poporul meu se rătăcește, spunea Domnul. De ce? Că nu cunoaște, din lipsa cunoașterii. Piere din lipsă de cunoștință, fraților. Și noi trebuie să cunoaștem, nu să avem cunoștințe despre Dumnezeu, ci să avem cunoaștere de Dumnezeu. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, spune Apostolul Pavel. Și să ajung, dacă e posibil, la învierea dintre cei morți. În primul rând, noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, fraților. Și dacă ai un dar și Dumnezeu te-a binecuvântat cu un dar, nu uita, primul lucru, prima cunoaștere, sursa darului este Dumnezeu. Studiază sursa. Studiază pe Dumnezeu, caută-L, să ai părtășie cu El, să te întâlnești mereu, mereu, mereu cu Dumnezeu. Când ții legătura cu sursa, atunci informația care îți vine este foarte corectă. Dar dacă apar, vedeți, și în vremea noastră, mai apare câte o furtună, câte o ploaie, câte ceva și imediat nu mai poți vorbi bine la telefon, că se perturbă acolo toate informațiile acelea și toate undele acelea care ar veni spre tine din satelit, se perturbă. De ce? Nu mai ai legătură cu aparatul tău și cu satelitul, nu mai există legătura aceea. Noi avem un satelit ceresc, dacă vreți, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune, haideți să citim, că e important să citim. Versetul 4. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Versetul 7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului. Asta e sursa noastră, fraților. Versetul 8. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh. Versetul 9, altuia credința prin același Duh. Și uitați-vă, versetul 11 este ca o concluzie. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Domnul să fie lăudat. Vedeți, este un principiu bun aici, la pericolul absenței cunoașterii, adică dacă noi nu cunoaștem, e o mare problemă, e o mare problemă. Și Domnul zice, trebuie să cunoaștem, neapărat. Și în primul rând spuneam, să cunoaștem sursa darului, fraților, sursa darului. Sunt oameni care i-am întâlnit și vin și prorocesc sau vorbesc din partea lui Dumnezeu și folosesc o formulă biblică pe care o găsim în 1 Ioan, în capitolul 4, versetul 2 și 3. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist. Fraților, am întâlnit cazuri de proroci care vorbeau cu formula aceasta: Iisus Hristos a venit în trup. Unii aveau de la Domnul lucrare bună, alții n-aveau lucrare bună. Și atunci, până la urmă, unde e defecțiunea? Observați un lucru și foarte important lucrul acesta, versetul 2. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește, nu zice orice gură care mărturisește. Noi cu gura putem folosi formula asta, da? Dar să nu fie de la Domnul și să fie un duh de îndrăzneală. Ori atunci când intri pe tărâmul Duhului, atunci când intri la un om poate și îl soliciți și îl somezi pe Duhul care e în el, să vezi, îi de la Domnul sau nu-i de la Domnul. Dacă Duhul care e în el mărturisește ceea ce trebuie, atunci ai de la Domnul. Dar există, spuneam, oameni și cu formula asta care sunt de la Domnul și cu formula asta care nu sunt de la Domnul. De ce? Unii înțeleg și greșesc din punctul acesta de vedere, înțeleg că formula asta trebuie rostită de pe buze. Nu, fraților, nu. Formula aceasta trebuie trăită. Trebuie trăită. Noi pe Duhul lui Dumnezeu trebuie să-L experimentăm. Domnul să ne ajute. Cunoaștere. Primul lucru, trebuie să cunoaștem sursa darului. Sursa darului. Povesteau frații care erau în Oltenia, au făcut o stăruință, au fost botezuri cu Duhul Sfânt. O femeie care nu era tare bine cu Domnul, nu știu dacă a mers la mărturisire, nu știu în ce condiții a primit ea o vorbire în limbi. Ea tot repeta două cuvinte care fraților nu li s-au părut tare bune, pentru că nu erau din Biblie și nu erau bazate pe Biblie. Ea vorbea în alte limbi și spunea: Ave Maria, trăiască Maria. Ori asta nu era de la Domnul. Și au trebuit frații să meargă, să o cerceteze și să o oprească, pentru că era vorba de un duh străin acolo. Vedeți? E foarte important să cunoaștem sursa darurilor. În Fapteni 2:4 spune că toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vorbeau cum le da, nu ei, Duhul lui Dumnezeu le da să vorbească. Duhul lui Dumnezeu e sursa, fraților. Doamne, cercetează-ne. Mergem mai departe, noi trebuie să cunoaștem și scopul darului pe care Domnul ni l-a dăruit. Scopul, ce scop are Dumnezeu cu darul acesta? De ce mi-a dat Dumnezeu darul de prorocie? De ce mi-a dat dar de cunoștință? Sunt eu al meu sau sunt al Domnului? Uitați-vă aici în Corint au apărut atâtea probleme din cauza că ei nu știau. Și de multe ori apostolul Pavel îi întreabă și le spune: măi, voi nu știți? Ce să știm? Păi că nu știți, că aveți probleme pentru că nu știți. Și așa de important să cunoaștem. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Frate și soră, dacă ai primit un dar, tu ești templul lui Dumnezeu. Și apoi spune tot Pavel: nu știți că sfinții vor judeca lumea? De ce mergeți la cei din lume să vă judece? Nu știți lucrul ăsta? Asta ar trebui să o știm și noi. Și dacă porți vasul lui Dumnezeu, robul lui Dumnezeu, nu trebuie să se certe. Doamne, ajută-ne să fim așa. Mărturisea un frate din România, zice: eu am fost vasul lui Dumnezeu și am fost nedreptățit de atâtea ori, de multe ori. Și zice, atunci când voiam să mă ridic și să vorbesc aspru, îmi venea gândul în minte: fii atent că peste o jumătate de oră trebuie să ajungi în biserică și dacă Dumnezeu dă o prorocie prin tine, tu nu mai poți să prorocești, taci. Și zice, îmi închideam gura și tăceam, chiar dacă dreptatea ar fi fost de partea mea. Ăsta e omul lui Dumnezeu adevărat, care se uită la scopul darului. Scopul darului, fraților și surori, este folosul altora, versetul 7, de aici din 12, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, și apoi tot scopul darurilor este zidirea sufletească. Capitolul 14 cu 4 și apoi cu 3 sau cu 3 și cu 4 este vorba de o zidire personală și de o zidire comunitară. Cel care vorbește în altă limbă se zidește pe el, dar cel care prorocește sau aduce o cunoștință sau aduce un cuvânt de înțelepciune zidește, sufletește biserica, lăudat să fie Domnul. Apoi, pe lângă aceste cunoaștere a sursei, a scopului darurilor, și aici iarăși vreau să amintesc, pentru că noi putem prin exemple așa să ni se deschidă mintea. Scopul unui dar nu-i pentru mine ca să mă îmbogățesc material, nu-i pentru mine ca să mă recunoască alții că-s proroc, fraților. Ne povestea un frate păstor că undeva după Revoluție a avut loc o conferință mare și a venit un frate din Ungaria care era chiar președintele cultului pe Ungaria, președintele cultului penticostal. Și omul acesta a descoperit că Dumnezeu i-a dat un dar minunat, se ruga pentru bolnavi, bolnavii se vindecau și într-o zi ce i-a venit lui în minte? Ia să mă duc la spital, să mă rog de la ultimul etaj și până jos la parter pentru toți bolnavii și să-i scot afară din spital, să se mire lumea ce am făcut. Și zice, din momentul acela nu am mai avut darul, Dumnezeu mi l-a luat. Fraților, să fim atenți, scopul darului pe care Domnul ți l-a dat e zidirea altora și folosul altora și zidirea ta, dacă ți-a dat Domnul un dar de zidire personală, cum e vorbirea în altă limbă. Apoi, vedeți, la pericolul acesta al lipsei, al absenței cunoașterii, se poate vorbi mult pentru că acest cuvânt cuprinde mult. Noi trebuie, de ce apostolul Pavel le spune aici celor din Corint că sunt felurite daruri, același Duh, felurite slujbe, același Domn, felurite lucrări, același Dumnezeu, și imediat începe să enumere darurile. Deci aici sunt daruri, sunt slujbe, sunt lucrări. Duhul dă daruri, Fiul dă slujbe, Tatăl face lucrări. Și apoi, de la versetul 8 în jos, le amintește aceste daruri minunate. Și sunt 3 perechi, a câte 3 daruri. Știu că s-a vorbit aici, înaintea dumneavoastră, dar nu-i rău să le amintim. Sunt aceste daruri de descoperire, înțelepciunea, cunoștința și deosebirea duhurilor. Și Dumnezeu a lucrat de-a lungul timpului, să știți, așa de frumos și așa de minunat prin darurile acestea de descoperire. Era un frate care a murit în accidentul acela din Mureș, de mult. Fratele acesta cu numele de Zachei Rad avea un dar de la Dumnezeu, un dar de cunoștință deosebit. S-a dus odată la moară și moara nu funcționa. Și s-a rugat și i-a dat Domnul cunoștință și a pus degetul și a zis, aici lipsește un șurub. Dacă puneți șurubul acesta aici, moara pornește. Și l-au ascultat și au pus acolo ce lipsea și a pornit moara, că Dumnezeu i-a dat o cunoștință. Fraților, astea sunt darurile Duhului Sfânt. Fratele Julianu din Cluj, bătrânul, a fost trimis de Duhul Sfânt undeva într-un sat unde era o mare problemă, o femeie era exclusă. Scuzați-mă, un om, un bărbat era exclus din biserică pe motive de imoralitate. Și omul acesta, fratele Julianu, s-a rugat lui Dumnezeu pentru că cei din biserică, conducerea, nu știa ce să facă cu omul ăsta. L-au exclus, l-au ținut ani de zile deoparte. Și ce să facem cu el, frate, zice, dacă îl primim în biserică și omul ăsta și-a continuat viața păcătoasă? El mărturisește că-i curat, el mărturisește că-i bine, el mărturisește că-i tot în regulă și că Domnul l-a iertat de mult și de atunci el n-a mai păcătuit. Dar noi de unde să știm lucrul acesta? Și Domnul nu ne-a vorbit nici prin prorocie, noi l-am cercetat, el se prezintă curat, ce să facem? Și fratele Julianu a stat, s-a rugat și a dus Domnul un duh așa de înțelepciune, o înțelepciune, o călăuzire în înțelepciune. Și le-a zis în felul următor: puneți-l în fața bisericii la adunare generală și întrebați-l dacă acceptă semnul. Ce semn, frate? Uite ce semn îmi dă Domnul. Dacă el trăiește până la prima cină, că el vrea să ia cina, să nu moară fără să se împărtășească. Dacă el trăiește până la prima cină, înseamnă că într-adevăr, așa-i cum a zis el, înseamnă că Domnul l-a iertat, înseamnă că el s-a păstrat curat și înseamnă că poate să intre în trupul lui Hristos ca mădular sănătos. Dar dacă acceptă semnul că poate o să moară, că poate lovește Domnul, că poate a continuat în păcat și poate nu iertat, din cauza asta că a tot practicat păcatul acela și voi nu știți, dacă acceptă semnul ăsta, viața sau moartea până la cină, atunci s-a rezolvat problema asta complicată. Și în sâmbăta cinei omul nostru a murit, fraților, a murit. Ei, ce era să intre o impuritate în trupul lui Hristos? Nu erau vinovați cei din fruntea poporului? Ba da! Dar Dumnezeu a lăsat un dar de înțelepciune ca să se rezolve o problemă spinoasă. Fraților, avem nevoie de daruri în bisericile noastre, să știți. Și să ne rugăm lui Dumnezeu să-i păstreze pe cei care au daruri, să-i păstreze treji și să stea pe turn. Domnul să-i ajute. Darurile de vorbire, prorocia, vorbirea în limbi și tălmăcirea limbilor, darurile de putere, credința, tămăduirea și minunile, uite, Dumnezeu poate să lucreze într-un mod deosebit. Vă spun, nu-i de multă vreme, sunt vreo 2 ani de atunci, a plecat la Domnul o soră bătrână și se făcea o mare evangelizare în curtea casei ei, undeva la țară. Dar știrile spuneau că va veni o ploaie puternică, o ploaie grozavă. Sora era vas de lucru. Mergând cu fratele Presecan, cu bătrânul bisericii noastre, mergând către satul respectiv, fratele care conducea, șoferul, l-a auzit pe bătrân că îi spune așa: eu m-am rugat lui Dumnezeu și am credință. Chiar dacă la știri s-a spus că va ploua, evangelizarea asta trebuie să se facă. Eu, prin credință, frate Mihai, o zis la prietenul lui, la șofer, prin credință am oprit ploaia, zice, am oprit-o. Și s-au adunat acolo. Și erau mulți, curtea era plină, am fost și eu, eram cu soția. Știți ce s-a întâmplat? A început să ploaie, dar știți pe unde? Pe la vecini. Ploua pe la marginea satului. Ploua în altă parte. Și mărturiseau frații și spuneau în curte. Eu am plecat la un moment dat, că soția era însărcinată, atunci am plecat și ne mărturiseau ei și spuneau: în curte nu ploua deloc. Am luat, zice, procesiunea aceea și ne-am dus în cimitir. Zice, ploua pe partea asta dealului, pe partea asta dealului noi mergeam fără să ne ude, fără să ne atingă, pentru că Dumnezeu a lucrat, fraților. Dumnezeu lucrează și astăzi, lăudat să fie El. De aceea avem nevoie de daruri în biserică, pentru că astea ne întăresc credința, ne fortifică în interior, ne zidesc în interiorul nostru, fraților. Și Domnul să ne dea cât mai multe daruri. Dar să știți că aceste daruri cresc numai în pământul pocăinței și a sfințirii. Domnul să ne ajute la aceasta. Pentru că în vremea de astăzi oamenii aleargă mult după daruri. Și spunea odată sora Susana de la Războieni, povesteau frații bătrâni, sora aceasta, sora lui fratele Ionel de la Hiria, Spunea prin Duhul Sfânt o descoperire, zice, mult să iartă singur, dar eu nu i-am iertat, auziți? Păi da, străbă un ochi al lui Dumnezeu, un dar al lui Dumnezeu să vadă dacă e realitate sau nu. Că sunt oameni prefăcuți care vin la mărturisire gândindu-se ce o să facă în următoarea zi sau în următoarea oră. Tot în același păcat o să cadă. Pe aia Dumnezeu încă nu iartă, pentru că așteaptă de la ei întoarcere adevărată și pocăință. Doamne, ajută-ne! Fraților, uitați-vă, pericolul absenței cunoașterii e primul pericol, primul pericol. Și apoi și aici, neapărat, neapărat, dacă ai un dar de la Dumnezeu, spuneam, trebuie să cunoști sursa, trebuie să cunoști scopul, trebuie să cunoști tipurile, felurile de daruri pe care Dumnezeu le dăruiește și să le cunoști în profunzime. Dar dincolo de toate acestea, Matei 22:29, trebuie să cunoaștem fiecare dintre noi Scripturile și puterea lui Dumnezeu, fraților. Vă rătăciți, spunea Domnul Saducheilor, că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea. Ei, dacă ai un dar și cunoști Scriptura, darul acela trebuie judecat prin Scriptură, fraților. Am întâlnit oameni care spuneau că prin dar se poate anula Scriptura. Niciodată! Nu, nu, nu! Nu, nu, nu! Scriptura poate să anuleze anumite cuvinte care nu-s după Biblie, normal. Dar orice prorocie, spune Duhul Sfânt prin Petru, nu vine singură, fraților, că a venit prin Duhul Sfânt. Și prin Duhul Sfânt, prin Duhul Scripturilor, prin Scriptură se poate verifica orice prorocie, lăudat să fie Domnul. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. Și trebuie să cunoaștem Scripturile, să cunoaștem și puterea lui Dumnezeu. Al doilea pericol pe care îl amintesc în fața dumneavoastră este pericolul practicării incorrecte a darului. Pericolul practicării incorrecte a darului. Deci apostolul Pavel tratează acest lucru aici pe îndelete, în special referindu-se la vorbire în limbi. Uitați-vă 1 Corinteni 14:18 în jos. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți, dar în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese, ca să învăț și pe alții, să-i zidesc și pe alții, să-i ridic și pe alții, decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Dar, fraților, ascultați-mă, Pavel nu anulează prin acest verset vorbirea în limbi. Că sunt unii răutăcioși, gata, Pavel sau voi sunteți contra vorbirii în altă limbă? Nu, fraților, nu. Poți să vorbești în altă limbă 10.000, 20.000 de cuvinte, dar în odăiță, în odăiță. În biserică vin oameni cu probleme, cu necazuri, vin oameni care au nevoie de ridicare spirituală, lor mai de folos le-ar fi un cuvânt profetic, o prorocie, o cunoștință, o înțelepciune, o învățătură, o ridicare. Uitați-vă ce spune mai jos în versetul 26. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, unul are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, dar imediat spune altul o tălmăcire, pentru că vorbirea în altă limbă merge cu tălmăcirea împreună. Toate să se facă spre zidire sufletească. Vedeți, fraților, există pericolul acesta al practicării incorrecte. A fost un frate și l-am întâlnit odată. L-au pus frații să se roage la final de biserică. Știți cât s-a rugat? 40 de minute. 40. Unii s-au dus acasă, au rămas el cu o mână de oameni și nu l-au mai pus frații niciodată să se roage. Că au zis că nu e înțelept. Practicare incorrectă. Mai bine să vorbim câteva cuvinte înțelepte, înțelese, decât multe în altă limbă. Dar nu anulăm vorbirea în altă limbă. Asta o practicăm, spuneam, în odăiță. Pericol numărul 3. Pericolul nepracticării. Acesta este pericolul din acea pildă în care unul și-a luat talentul și l-a înfășurat în ștergar și l-a ascuns. Și am întâlnit, să știți, și m-a durut sufletul. Copii tineri care au venit la stăruința după Duhul Sfânt, au stăruit, Domnul i-a dat vorbire în altă limbă și au trecut ani de zile și nu ori mai vorbit în altă limbă. Paguba e și a lor, paguba e și a bisericii, pentru că dacă tu te zidești în odăiță vorbind în altă limbă, se zidește biserica în ascuns, în taină, dacă vreți. Era o tânără plecată undeva într-o misiune departe, departe, în niște insule. Și a scris de acolo o scrisoare și a zis mentorului ei, avea un frate bătrân cu care comunica: ce să fac? Sunt misionară, de 2 ani n-am niciun rezultat, vreau să aduc rezultate pentru cer, dar eu cred că misiunea asta nu-i pentru mine, mă întorc acasă, ce să fac? Și fratele bătrân îi scrie înapoi și spune: știi ce să faci? Înainte să te duci ca să vestești Evanghelia la oameni, fata asta tânără mergea pe drum, erau oameni nepocăiți, erau vrăjitori, erau ocultiști, acolo tot felul de oameni, și ea n-avea armura aia puternică, aia nu avea. Și bătrânul și-o dat seama și a scris: înainte să ieși pe drum și să vorbești oamenilor despre Dumnezeu, întâlnește-te cu Dumnezeu acasă. Și a spus practic ce are de făcut. Zice: te rog frumos, promite-mi că mai stai acolo încă câteva luni, dar în fiecare zi, înainte să te duci să te întâlnești cu oamenii, stai în odăiță, te rogi și te rogi în altă limbă cel puțin o jumătate de oră, cel puțin, rogă-te în altă limbă. Și după aceea pleacă. Și fata asta tânără a început să se roage, o cerceta Duhul Sfânt, vorbea în altă limbă și când ieșea pe drum nu mai trebuia ea să tragă omul de mânică: băi, vrei să te pocăiești? Venea omul și zice: ce-i cu tine? Cine ești? Nu te cunosc, ai o față de înger, te rog, spune-mi cine ești? Și de acolo începea fata asta să explice și să vestească Evanghelia pe drum, de la om la om. Și în anul acela, fata asta tânără a avut cele mai mari rezultate. De ce? Alea erau a lui Dumnezeu, fraților. Vedeți pericolul acesta, numărul 3, al nepracticării. Și am întâlnit, să știți, cazuri în care s-au certat, s-au supărat în biserică frați, surori, și nu mai puteau vorbi în altă limbă. Și trebuiau fântânile destupate, ca pe timpul lui Isaac, fântânile lui Avram trebuiau destupate, trebuia desgropat de acolo din inimă, mai întâi mărturisire, mai întâi împăcare între om și om, și apoi Dumnezeu să vină și să aducă izvorul puterii în viața noastră, fraților, și Domnul să ne ajute la aceasta. Pericolul numărul 4, pericolul comparației. Vă spun o imagine din Vechiul Testament. Era cortul întâlnirii și s-a spus prin Duhul Sfânt, prin Moise, ca oamenii să meargă și să ducă fiecare ce are. Și duceau. Erau oameni care aveau podoabe de aur și le duceau și astea sclipeau tare, îți furau ochii. Erau alții care aveau pietre prețioase și astea erau tare frumoase. Erau alții care aveau covoare frumoase și piei de diferite animale și astea erau bune. Dar a fost un biet om, parcă-l văd, cu o scândură în spinare. Se apropie el acolo, se uita la cer: bă, ăsta duce aur, ăsta duce argint, ăsta pune pietre prețioase, vai de mine, slab sunt eu, uite ce scândură am în spate. Ce să facă? Dacă o zis Moise că trebuie și lemn, eu asta am, asta duc. Și-o mers. Ei, când i-a luat Moise scândura la omul ăsta din spate, nu scrie nimeni, nicăieri în Biblie ce vă spun, dar o putem extrage, că e acolo întâmplarea asta. A existat un om care a dus o scândură, poate a dus 10, dar printre ele era scândura aceea pe care o ia Moise, o dă lui Bețaleel. Bețaleel se uită la ea, zice: e cam scurtă, asta e potrivită pentru capacul ispășirii. A poleit-o în aur și a pus-o în cel mai scump și mai frumos loc, în Sfânta Sfintelor. și a pus pe ea niște heruvimi făcuți cu măiestrie din aur curat. Și scândura omului care se compara cu alții a ajuns în Sfânta Sfintelor. Ei, fraților și surori, de aici învățăm ceva. Nu te mai uita la tine că ești așa de slab, că ești așa de mic, că darul tău poate nu e așa de bogat ca al altuia. Vă spun o întâmplare, mi-a plăcut și îmi place mult când mă duc în misiune să întreb de lucrări de pe vremuri. Și era undeva, cred că dacă nu greșesc, în zona Ucrainei, a fost un frate care a zis: Doamne, știi ceva, aș vrea pe mine, uite-s proroc, dar avea prorocii foarte rar, așa cum sunt unii, că au descoperiri rar de tot. Doamne, aș vrea să mă folosești mai mult, simt că aș putea să fac mai mult pentru tine, te rog, folosește-mă mai mult. Dar Domnul nu i-a înmulțit prorociile, i-a vorbit într-o zi în taină și i-a spus așa: va veni momentul când te voi folosi mai mult, fii pe fază, fii atent. Și a trecut timpul și odată l-au luat comuniștii și l-au arestat și au ajuns în închisoare. Mergând acolo în închisoare, omul acesta a câștigat încrederea mai marilor închisori, care l-au trimis ajutor de bucătar. Și omul ăsta trebuia să meargă și să ducă mâncare și să arunce mâncarea pe sub ușile celulelor. Și ce s-a întâmplat într-o zi? Comuniștii au prins pe un frate care era un om al lui Dumnezeu, un om deosebit, l-au pus într-o celulă și au zis în felul următor: o lună de zile nu-ți dăm de mâncare, să vedem noi cine îți va da ție de mâncare, cine va fi Dumnezeul acela care te va hrăni. Peste o lună de zile o să fie numai niște oase aici. Și fratele nostru, bucătarul, ajutorul de bucătar, trecea cu căruciorul cu pâinea pe coridor și aude o voce: a venit vremea ca să mă folosesc de tine mai mult. Ia o pâine și arunc-o aici. Doamne, dar aici nu mi-au făcut semn ăștia ca să arunc pâinea, să o pun. Ce mă fac? Ăștia mă prind, ăștia mă omoară, Și iar aude vocea Domnului: ia o pâine și arunc-o. Și la început s-a prefăcut că se împiedică și a luat o pâine și a aruncat-o pe sub ușă. Dar de a doua zi încolo nici nu s-a mai prefăcut. O zis: e de la Domnul, Domnul vrea să mă folosească. Lua pâinea și o arunca acolo. Nu l-au văzut 30 de zile nimeni. Și după 30 de zile omului Dumnezeu care era acolo înăuntru trăia prin harul lui Dumnezeu. Fraților, vedeți ce pericol există să mă compar. Sigur, omul acesta s-a comparat cu alți proroci, dar a venit vremea în care Dumnezeu să-i spună: a venit timpul să mă folosesc de tine mai mult ca până acum. De ce? Cine e credincios în lucrurile mici, Dumnezeu îi dă lucruri mai mari. Așa că noi să ne facem părticica noastră și să nu îngroșăm lucrurile, să știți. Mergem mai departe. Pericolul competiției. Poate că l-ați întâlnit și pe acesta. Și nu-i bun deloc. Dar ce zice? Numai prin Moise vorbește Dumnezeu. Dar prin mine și prin Aaron nu. Și vorbeau, asta era undeva acolo în mintea lor, supărarea asta, invidia asta. Dar ei au găsit o bubă la Moise, că așa facem noi. Atunci când nu ne putem lega de darul unui om, îi căutăm ceva, o bubă în familie. Și așa s-a întâmplat acolo. Femeia aia, zice, e neagră. Și a zis Domnul: nu-i nimic, pe tine te fac albă. Dacă aia e neagră, pe tine te fac albă. Și a îmbrăcat-o cu lepră de era ca zăpada de albă. Și atunci a trebuit Moise să se roage pentru ea ca Dumnezeu să o ierte. Și a trebuit 7 zile tabăra să stea pe loc și să se roage și să postească ca Domnul să o ierte. De ce? A apărut pericolul acesta, pericolul competiției, fraților. Și am întâlnit în biserici cântăreți, care mai de care cânta mai cu frumos, mai cu triluri, numai ca să depășească pe altul. Nu îi plăcut Domnului lucrul acesta, să știți. Noi îl lăudăm pe Domnul, nu ne lăudăm pe noi. Am întâlnit în biserici oameni care ieșeau la predică și încercau să scoată din cuvânt și ce nu este în cuvânt, numai ca să fie mai diferiți de alții, fraților. Și așa greșim de multe ori. Am întâlnit proroci care încercau și ei să adauge, să umfle, să pună în plus. Și nu odată, să știți, sunt proroci. Și nu lovesc prorocii. Domnul să mă ierte dacă cumva am vreo urmă numai să-i lovesc. Nu vreau lucrul acesta. Dar am întâlnit. Până la un punct se simțea puterea. De la punctul acela nu mai era putere. Acolo adăuga de la el. Acolo. Și noi trebuie să identificăm, dar nu să-i omorâm, să-i ajutăm. Să mergem să-i luăm deoparte. Măi frate, poate n-ai experiență, hai să te ajut un pic, hai să te sfătuiesc. Când nu mai simți puterea, spune amin. Că mai bine zici amin și Domnul cu tine decât să spui de la tine și să ai probleme cu Domnul. Fratele Alexa din Corpadia, pe care l-am cunoscut, îmi povestea că odată a fost o adunare mare, frumoasă, deosebită și a ieșit prin el un cuvânt. Dar Domnul nu i-l mai tradu, adică a ieșit un cuvânt în altă limbă. Înțelegeți? În altă limbă. Și el vorbește în altă limbă și aștepta ca Domnul să-i aducă traducerea. Și nu i-o da Domnul nimic. El, când a simțit că Domnul nu-i dă traducere, a zis amin. S-a uitat biserica la el, mă, ce-i cu prorocul? Ce s-a întâmplat cu el? De ce a zis amin? Dar el a știut că nu mai vine firul de sus. Și atunci a tăcut. Și ce s-a întâmplat? Se termină biserica și vine un om la el. Începe să vorbească în limba germană. Fratele ridica din numeri. El nu a avut școală, nu știa limba germană. Și fratele vine cu translator și îl întreabă, măi omule, te-am auzit că te-ai rugat în limba germană și ai zis, Doamne, ajută-mă să construiesc biserica cu tare. Construiești vreo biserică? Da, frate, construiesc o biserică. Și n-am bani și mă rog, dar n-am știut că Duhul Sfânt s-a rugat în limba germană, frate. Ei, zice, dacă Duhul Sfânt s-a rugat în germană și eu eram aici, eu sunt neamț și eu sunt bogat, îți trimit toți banii de care ai nevoie să-ți termin biserica. Vedeți cum poate lucra Duhul Sfânt? Dar noi, spuneam, să nu cădem în pericolul competiției. Și apoi mai este un pericol, pericolul câștigurilor materiale. Sunt oameni care se duc și slujesc după câștig și nu după placul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne poate dărui, fraților și surori, și să știți că i-am apreciat și apreciez, este o soră în Bucovina, oricine se duce la ea să-i ducă un cadou, îi pune cadou în brațe și zice, du-te cu el de aici că eu vreau răsplată. Eu vreau răsplată, nu vreau cadouri, vreau răsplată de la Domnul. Am întâlnit pe un frate care a fost în misiune în Spania și i-a zis Dumnezeu, te duci, vorbești ceea ce îți dau, dar nu e nici un ban. Și nu lua nimic. Și-a venit acasă, dar Dumnezeu i-a purtat de grijă, să știți. Că dacă Dumnezeu vede că ești credincios în lucrurile astea și împlinești ceea ce zice Domnul, Dumnezeu te binecuvintează. Dar cea mai mare binecuvântare e mântuirea sufletului. Pe asta să nu ne-o pierdem, fraților. M-am uitat în Apocalipsa și cu asta vreau să ne și rugăm, să mulțumim Domnului pentru seara asta. Păi erau 12 temelii și pe cele 12 temelii, 12 nume. Și unul din ei, din cei 12, din apostoli, unul din ei și-a pierdut dreptul ca numele lui să fie scris pe o temelie de mărgăritar, fraților. Și știți pentru ce? Pentru 30 de arginți. Păi merită lucrul acesta? Să pierd eu străzile de aur pentru un pumn de bani? Să pierd eu ceea ce Dumnezeu mi-a promis dincolo și vrea să-mi dea pentru niște favoruri materiale de aici? Nu, nu, niciodată. Noi trebuie să fim slujitorii lui Dumnezeu. Și dacă mergem în lucrarea lui Dumnezeu, Domnul va purta de grijă. Așa cum a vorbit în vechime, muntele unde Domnul va purta de grijă, acela există și în mijlocul nostru. Și ăsta e Iisus Hristos Domnul. El ne poartă de grijă, lăudat să fie numele Lui. Reamintesc, fraților și surori, cele 6 pericole. Pericolul absenței cunoașterii. Domnul să ne ajute să-L cunoaștem în primul rând pe El și puterea Lui și Scriptura, și Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi este pericolul practicării incorecte a darului. Domnul să mă ajute să practic ceea ce Domnul mi-a dat, așa cum trebuie. Apoi este pericolul nepracticării, că unii îl îngroapă. Și Domnul să ne ajute să luăm seama, fraților, să luăm seama că în rai ni se face restricție odată pentru o viață murdară, asta nu ne mai ajută să ajungem în rai. Dar al doilea lucru, dacă nu practicăm darul ce ni l-a dat, dacă îngropăm talentul, și aici e un pericol, că poți să ai viață curată și nu-l mai practici darul. Pericolul nepracticării. Apoi pericolul comparației, să mă compar cu Hristos, nu cu oamenii. Amin? Cu Hristos să mă compar, totdeauna. Și apoi, pericolul competiției. Asta, știți cu cine trebuie să facem noi competiție? Cu eu nostru. Să-L punem pe cruce și să fugim de El. Atunci facem o competiție bună. Și apoi, pericolul acela al câștigurilor materiale. Să-L ocolim cât de mult putem și Domnul să ne ajute. Amin.